Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest concept, sindromul impostorului este acel sentiment care te face să te simți vinovat și vulnerabil pentru că ocupi o anumită poziție și te bucuri de anumite privilegii în viață despre care tu gândești că nu ți se cuvin. Sindromul impostorului are la bază un self-esteem foarte scăzut, o lipsă de încredere în tine foarte acutizată, care combinată cu un sistem de viață foarte stresant, te face să simți că nimic din ce ai realizat până acum nu valorează nimic. Sindromul acesta apărea în trecut mai ales la persoanele publice, mai ales la persoanele foarte expuse mediatic. Unul din exemplele cele mai răsunătoare, să spun așa, este actrița Jodie Foster, care foarte mult timp după ce i s-a acordat Oscarul a crezut că este o greșeală și că cineva o să bată la ușa ei să îl ceară înapoi, pentru că nu se simțea destul de bună pentru a fi recompensată în acest fel. Totuși, în prezent, acest sindrom afectează și persoanele obișnuite, persoanele care nu sunt expuse mediatic și care nu sunt vedete. Peste 70% din profesioniștii din întreaga lume sunt afectați de acest sindrom, conform unui articol din Forbes, pe care o să vi-l las linkuit în descriere ca să puteți să-l citiți și voi. Cum știi dacă ești afectat de acest sindrom? Dacă te surprinzi gândindu-te la următoarele afirmații, chiar dacă nu le spui niciodată cu voce tare, este posibil să suferi de acest sindrom. De exemplu, te gândești vreodată că ai reușit dintr-un noroc pur? Te gândești vreodată că nu ai fi reușit fără X sau fără Y? Te gândești vreodată că ți-e frică, de exemplu, ca X sau Y să afle că tu de fapt nu ești atât de bun pe cât s-a dus vestea? Ți-e frică vreodată să te întrebe cineva ceva și tu să nu știi răspunsul? Pentru că simți tot timpul că trebuie să dovedești cuiva că știi toate răspunsurile? Evident că nu este atât de simplu de determinat dacă suferi de acest sindrom sau nu, dar dacă te regăsești gândind la aceste lucruri, poate ar fi bine să te interesezi mai în amănunt despre ce presupune acest sindrom. Este important să-ți aduci aminte zi de zi toate realizările pe care le-ai avut în trecut. Prins în tumultul vieții și în toate lucrurile pe care trebuie să le facem zi de zi, mai ales dacă simțim nevoia tot timpul să demonstrăm ceva cuiva, mai ales nouă, uităm lucrurile pe care le-am făcut bine în trecut. De aceea este foarte important să avem o listă cu ele sau să găsim o modalitate să ne amintim tot timpul de ele. De exemplu, mie mi-e foarte ușor să uit cât de puțină legislație știam acum 15 ani când conduceam totuși o firmă de contabilitate și cu toate astea nu eram atât de bun profesionist cât sunt astăzi. Dar lucrul ăsta îl uit imediat, în 10 secunde, când cineva îmi pune o întrebare și nu știu să răspund la ea sau când fac o mică greșeală. Mi este și mai ușor să uit cum acum un an nu știam să deschid un program de editare, iar acum reușesc să editez decent, spun eu, aceste videouri pe care le fac pe YouTube. Lista asta pe care trebuie să vă faceți voi este foarte importantă pentru a compara și prezentul cu trecutul, pentru că este foarte ușor să compari ziua de azi cu ziua de ieri. Ieri îți amintești foarte clar ce ai făcut și vezi că de ieri până astăzi nu este așa un progres extraordinar și ai impresia despre tine că stagnezi, ai impresia că nu ai un drum sau dacă ai un drum și niște obiective nu ți le atingi, nu ți le atingi destul de repede și ce să mai, nu ești destul de bun pe cât credeai tu că ești. Dar dacă te compari pe tine cea de azi sau cel de azi cu cel de acum 5 ani, o să vezi un progres remarcabil, indiferent în ce moment al vieții ești, cu siguranță o să observi un progres remarcabil și atunci o să-ți dai seama că valorezi ceva și că progresul este acolo. Este o greșeală foarte frecventă în lumea în care trăim să ne identificăm cu jobul nostru și să credem că întreaga noastră valoare este dată de cât de bine sau cât de prost performăm la job, iar atunci când poate această arie a vieții noastre nu merge tocmai ok sau nu este tot timpul pe o pantă ascendentă, avem impresia despre noi ca persoane că nu valorăm nimic. De aceea este foarte, foarte important să îți faci o listă sau să găsești o modalitate să-ți reamintești cât valorezi tu ca om în afara jobului tău și să-ți reamintești toate realizările pe care le ai în afara jobului, care de fapt sunt mai importante decât orice. Pentru unele persoane, realizările acestea au legătură cu faptul că poate reușesc să se țină de un anumit hobby și să investească și să-și dezvolte personalitatea în acest fel. Pentru alții,
realizările poate să vină din faptul că au ocazia să călătorească foarte mult, să se educe foarte mult, să citească foarte multe cărți. Pentru alții, realizările vin din grupul de prieteni. Poate sunt o persoană foarte empatică și reușesc să strângă în jurul lor un grup de prieteni care îi apreciază. Pentru alții, o realizare personală poate să fie familia, să fiți foarte mândri de familia pe care ați construit-o și de oamenii frumoși pe care îi aveți în jurul vostru. Pentru alții, mai ales cei care se confruntă cu depresia, un lucru foarte comun în zilele noastre, un lucru despre care poate să vorbim într-un video următor, poate fi o mare realizare faptul că pur și simplu au mai trecut peste o altă zi cu bine. Realizările acestea despre care vorbesc nu trebuie să fie spectaculoase. Orice lucru, cât de mic, poate să reprezinte o realizare. Asta este ceea ce trebuie să realizăm, că nu trebuie să facem neapărat lucruri spectaculoase în viață. Nu trebuie să ne comparăm cu cei care escaladează nu știu ce munte sau au nu știu ce funcție importantă ca să ne considerăm un om valoros. Aș fi foarte fericită dacă mi-ați lăsat și voi în comentarii lucrurile de care sunteți mândri. Hai să ne amintim cu toții că nu trebuie să facem lucruri extraordinare, ci pur și simplu lucrurile de zi cu zi pe care le facem sunt extraordinare. Lăsați-mi în comentarii lucrurile de care vă simțiți voi mândri. Un alt lucru pe care poți să-l faci ca să combați sindromul impostorului și să te simți mai bine tu cu tine este să compari așteptările pe care le ai astăzi versus așteptările pe care le aveai acum 5 ani. De ce? Pentru că așteptările noastre de la oamenii din jurul nostru și de la viață spun ceva despre noi. Spun despre noi cât de mult am evoluat ca persoană. Asta poate suna un pic negativist, dar dacă compar lucrurile pe care le așteptam de la oamenii din jurul meu și cu cât de puțin mă mulțumeam acum 5 ani, acum 10 ani, cu cât de puțin mă mulțumeam de la viață în general și cât de puțin așteptam de la mine ca persoană și cât de mici erau orizonturile mele în trecut, îmi pot da seama cât de mult am evoluat și asta mă face să mă simt mult mai încrezătoare. Știu că evoluez și știu că peste alți 5 ani voi fi o persoană și mai bună și paradoxal asta mă face să fiu o persoană mai bună încă de azi, pentru că încrederea asta că evoluez mă face să performez mai bine astăzi. Ceea ce pot să-ți recomand și pot să-ți garantez că funcționează, chiar dacă ai impresia că nu funcționează pe termen lung, se văd rezultatele, este să investești în tine. Să citești, indiferent ce citești, doar să citești, bine, nu tabloide, să citești cărți, să citești lucruri care te pasionează, să încerci să descoperi ceea ce te pasionează și să investești puțin timp acolo, să călătorești, pentru că asta deschide foarte, foarte mult orizonturile, chiar dacă nu realizezi cum, chiar dacă nu-ți explici cum poate să mă schimbe pe mine ca persoană faptul că am călătorit în nu știu ce loc. Credeți-mă că vă schimbă foarte mult. Vă face să vedeți cum trăiesc și alți oameni și mai ales că se poate și altfel. Vă scoate din cutiuța voastră, din universul vostru foarte mic și vă arată că se poate și altfel. Și chiar dacă voi nu doriți să trăiți ca aceia oameni, puțin din experiența lor o să o aduceți cu voi acasă. E foarte important să citiți și să călătoriți. Un alt lucru foarte important este să vă înconjurați de oameni pozitivi și care vă susțin și care vă iubesc așa cum sunteți și care nu vă critică la orice pas. E foarte greu pentru o persoană care suferă de un self-esteem foarte redus să mai susțină și negativismul altora. Și, din păcate, un lucru pe care ar trebui să-l faceți este să vă îndepărtați cel puțin temporar, dacă nu definitiv, de toate persoanele negativiste din viața voastră, pentru că acum este despre voi, despre a combate ceva ce simțiți voi și nu vă puteți preocupa și cu felul în care se simt ceilalți, mai ales dacă asta vă face să vă simțiți și mai prost. Și câteodată nici măcar nu realizăm cât de prost ne fac să ne simțim ceilalți. Pur și simplu câteodată este o remarcă nevinovată, nu este neapărat cu intenție sau cu direcție. Ceilalți poate să nici nu realizeze cât de prost se simt ei însăși și cât de rău fac celor din jur. De exemplu, dacă cineva îți spune n-o să reușești niciodată să faci asta pentru că ei nu se văd reușind să facă asta, sau tu dorești să faci ceva puțin ieșit din tipare, iar ei îți spun că ar fi mai bine să stai în căsuța ta, în cubulețul tău, pentru că este mai safe. De ce? Nu deoarece ei se gândesc că ar fi mai safe pentru tine, ci pentru că ei se gândesc că ar fi mai safe pentru ei. Și nu uita, oricât de fericită și împlinită ar părea orice persoană pe care o vezi tu aici pe YouTube,
pe Instagram, pe Facebook sau chiar în viața reală, printre colegi și prieteni. Fiecare dintre noi avem problemele noastre, insecuritățile noastre, pe care le ascundem cât de bine putem și încercăm să luăm fiecare zi așa cum vine și să trecem peste ea. Deci, crede-mă că nu ești singur atunci când te simți ca un impostor, când nu te simți destul de bun pentru funcția și poziția și privilegiile pe care le ai în viață. Dar asta a fost viața care ți s-a dat, aici ai ajuns și crede-mă că dacă ești în poziția asta, o meriți pe deplin. Sper că acest video și aceste relatări, presărate cu puțin din experiența mea, să vă ajute să vă simțiți mai încrezători în voi, iar această încredere să o luați și să o puneți în slujba unui viitor mai bun și unei vieți mai bune pentru voi. Noi ne vedem în video următor. Pa!